Întâlnirea de la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură s-a concentrat pe potențialul pe care portul Constanța are în contextul strategiilor de dezvoltare a exporturilor. Ce potențial are România, această cifră ar putea să fie mult mai mare. Dar aici aveți dreptate cu prețul produselor interne, pentru că sunt câțiva importatori care fac prețul pe piață și din păcate omoară prețul la intern. Și cunosc lucrul acesta, că am avut o discuție și cu colegii mei, în sensul care, de exemplu, dacă prețul la bursă este 180 de euro tona, așa, pe piața cealaltă e 110, 109, 112, cam așa cumpără mare importator. Portul de la Malul Mării reprezintă unul dintre principalii pioni ai strategiei naționale și ocupă primul loc în proiectul de dezvoltare a infrastructurii portuare și preportuare, care ar putea face din portul Constanțean un al doilea Rotterdam. Dorim să mișcăm lucrurile în sensul pozitiv, în sensul creșterii, să spun așa, ponderii capitalului românesc, atât în țară cât și în străinătate. Nu ne mișcăm bine în străinătate. Sunt foarte puține companii românești care merg să investească afară. Nu mergem pe spațiul din Est. Nu mergem în Moldova. Nu mergem în state care ar putea să aducă, să creeze profitul foarte mare. Pentru a putea ieși pe piețele din Europa și nu numai, patronatele portuare spun că ar trebui mai întâi puse la punct legile care stabilesc taxe ce împiedică pe operatorii portuari să-și potențeze activitatea. E momentul să începem să punem punctul pe ei și în domeniul acesta al prelucrării producției agricole. Se cere tărâță. Vin tot felul de firme. Am exportat, să știți că totuși am exportat. Și exportăm pe diferite piețe, dar eu așa îmi place să spun, ușor urme.